Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E un șoc pentru oricine se angajează prima dată când descoperă că trebuie să lucreze 8 ore la rând. Mulți nu reușesc să treacă de testul ăsta toată viața. Nu reușesc să acumuleze 8 ore, alții sunt surprinși. O tânără angajată s-a declarat indignată de cele 8 ore de lucru, a debutat. Și zice cu un program de la 9 la 5, cum mai ai timp pe viața, pentru viața ta? Da. A postat o plângere pe TikTok, mulți i-au dat dreptate, v-aș întreba... Cât lucrați voi? 8 ore, 4, 10, 12? Și de ce? Da. Și pentru ce? Chiar așa. Și când ați lucrat cel mai mult? Cum vă descurcați cu timpul de lucru? 0728-3132. Mesajele fiind direct la Luca, printre poze cu salata pe și bilete cu Chris Norman, vin și mesajele voastre. E o problemă care izvorăște din copilărie, adică fiul se confruntă cu ea, nu cu orele astea, da. Da. Ăla e foarte frustrat, ăla mare Ștefan, care e clasa 8-a. Da. Că stă la școală 7-8 ori și nu mai are timp de FIFA de alea, că dacă... Și mi-a zis, zice, băi... Și e cam viață. 8 ore și cu teme cu alea mă duc în 10 ore. Eu nu mai am timp de ale mele deloc. Exact. Doamna, domnișoara asta care tocmai s-a angajat, este disperată, a zis că face naveta, mă rog, nu stă în centrul orașului, trebuie să mai pierde în trafic 2 ore, plus cele 8 ore, nu-i mai rămâne timp de nimic. Nu mai are timp să cunoască pe cineva. Nu mai are viață personală. Nu mai are viață personală, un lucru care ni se întâmplă tuturor. Dar știți că asta este cea mai bună perioadă din istoria umanității. 8 ore de lucru. Acum se discută, poate cine știe, trecem la 4 zile de muncă pe săptămână. Luca, de fiecare dată când aude asta, strânge pomnii, zice de pomnii. Yes, yes. Bun, deci cât lucrați, prieteni? Și când ați lucrat cel mai mult? 8 ore era o perioadă în viața mea în care mi-aș fi dorit să lucrez atât de puțin ca 8 ore. Și în încheierea intervenției noastre, să vă spunem că aparent ne spun câțiva ascultători, pentru Dumitra există prescurtarea Mita sau Mitela. Deci când zici a venit Mita la mine, nu este ceea ce ar putea crede procurorii DNA. Nu. Și care... este chiar Dumitra. Zise și Mitela. Mitela? Nu am auzit de Mitela până acum, dar știu doar Mitela. Urmărind mesajele primite, multe mesaje primite în dimineața asta, practic nimeni nu lucrează 8 ore. Uite, știi că acum mă gândeam că eu n-am lucrat niciodată doar 8 ore. Adică atunci când m-am angajat în fabrică și după aceea făceam și facultate. Ceea ce era super, era mult mai nasol decât la școală, asta, când nici la școală. O făceai că voiai tu, adică da, era... Așa e. Da, dar era tot muncă. Da, nu te obliga nimeni. Să vezi la analiză matematică, adică... E plăcere. Visam la fabrică. Da. Ai niște șuruburi. Da, sunt multe mesaje. Hai să vedem ce are. Lucrează mai mult de 8 ore. Ce se întâmplă? Ne-a dat Luca niște mesaje azi. Salutare, băieți. Eu lucrez 10 ore în două reprize de câte 5, șofer de autobuz. Una la mână și a doua la mână. Lăsați prostiile că Dumnezeu a pus doi Dumitru unul după altul. Nu e nicio prostie, deci... ceva ca lumea, din punctul meu de vedere, că poți să înțelegi o sărbătoare frumoasă. S-a făcut punte cu weekendul. L-am felicitat pe Dumnezeu pentru această idee bună. Două petreceri, e treabă. Lorena ne scrie din Carolina de Sud. Ia. Zice, lucrez 10 ore pe zi, 4 zile pe săptămână. Aha. Interesant. Pe linie la o fabrică constructoare de mașini. Zice, așa mult n-am lucrat niciodată în România, acolo lucram 8 ore pe zi. Și mă ascult cu mare drag, Lorena, Carolina de Sud, adică avem... Fii dat tot 40 de ore, adică lucrai 8 ore pe zi, 5 zile. Tot 40 de ore pe săptămână se adună. Da, dar acum e în Carolina de Sud, unde poate să ne trimită vreun colet vreodată? Ei, nu mai fi să nu ne trimiți niciun colet niciodată. Dacă vrem să cumpărăm ceva, nu mai știi că din America era treabă să ai pe cineva să-ți trimită, să spună la poștă. Mă, din America veneau, din America? Eu și mai mult din Germania, adică... De... Da, hai să... Neața, băieți, uite, spre exemplu, este 5:26 în momentul ăsta, deja sunt la muncă. Londra. Acum încep. Determinat, nu știu niciodată când termina, așa e meseria noastră, asta de șoferi profesioniști, da, asta e, așa a fost, așa rămâne și muncim foarte mult, cel puțin 12 ore pe zi. Pentru ce? Asta mă întreb și eu, pentru ce? Că nu sunt milionar. Vezi? Cred că trebuie să ai un psihic cu totul special foarte tare ca să fii șofer de tir. Când ajungi, de exemplu, într-o vamă, nu mă refer la Schengen, că tot mai rezista și Schengenul ăsta. Mm-hmm. Dar eu am văzut asta vară când am venit din Grecia, am trecut pe la Giurgiu. Da. Băi, era o coadă, n-am văzut în viața mea o coadă atât de mare de tiruri. Cred că erau 5 km de tiruri cu ala coadă. Și ceva uluitor. Practic, când ajungi acolo și dacă ai mai trecut vreodată, îți dai seama.
Băi, aici trebuie să stau, două zile în partea asta. Mi se pare îngrozitor să stai blocat în, practic, în trafic zeci de ore. Eu aș înnebuni, n-aș putea să fac asta niciodată. Neața, băieți, pentru ce muncim? Ieri am plătit taxele la stat, nu? Aha. De la 7 la, câteodată la 19. Da. Asta-i salut, băieți, aș ruga-o pe domnișoara să vină să lucreze în vânzări. Am avut și zile în care am muncit 16 ore. Și tot am avut timp de viață personală. Cum ai avut timp de viață personală când viața, adică somnul ăsta, înțelegi, prin viața personală? A dormit mai puțin. Da. V-am zis că pornește din copilărie situația asta. Uite, confirmă un tânăr ascultător, Luca îl cheamă. Aha. Și spune, da, domnule, și eu sunt clasa 8-a și n-am timp de absolut nimic. Da, corect. De clasa 8-a e și complicat acum că au meditații la mate și la română cam toți, da, de lângă școală și se adună ceva treabă. Revenim la adulți. Uite, Robert din Suceava spune că lucrează 11-12 ore agent de vânzări de la ora 4 dimineața, iar după amiaza part-time lucrează cu un inginer topograf. Timpul liber este inexistent. Citeam ieri un articol despre cum economia aplicațiilor, adică toate astea de livrări de toate felurile, adică livrează cumpărături sau cumpărături de obiecte sau cumpărături de la supermarket, poți să le faci acum prin aplicație. Sau astea care îți aduc mâncare. Sau toate aplicațiile care s-au dezvoltat foarte mult în ultima vreme. Taxiuri pe care le chem prin aplicație. Și comentatorul remarcase, așa zice, acum trebuie să muncim mai mult ca să câștigăm mai mulți bani care ne permit să plătim pentru servicii care ne ajută să economisim timpul pe care nu-l mai avem pentru că muncim. Așa. Corect. Da, adică suntem bucuroși. Băi, am economisit timp, nu mă mai duc la supermarket să fac cumpărăturile. Dar muncești în timpul ăsta. Da. Hai că am niște timp liber, ce pot să fac? Băi, mai lucrez un pic ca să mai câștig niște bani, ca să mai economisez niște timp după aceea, să mai câștig bani ca să permită să economisez timp. Foarte bună, suntem într-o cursă îngrozitoare. Bună dimineața! Pontat, lucrez 8 ore de 36 de ani. Convertit în timp efectiv petrecut la muncă, probabil 10 ore e cam media. Dar apropo, chiar îmi place ceea ce fac și atunci când îți place, nici nu mai contează cât timp petreci. Vali din Galați. Mulțumim, Vali, și pentru mesajul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.